Bună seara, Adi. Putem spune că sunteți protagonista unei surprize în această fază a Cupei României, având în vedere că ați fost eliminați? Da, din nefericire și noi am produs una dintre surprize. Ne pare rău, nu am intrat probabil cum trebuia pe teren, focusați, pentru că nu avem nicio scuză. Totul a decurs contra noastră, să spun așa, încă de la început. Dar asta este fotbalul și trebuie să trecem peste aceste momente grele. Trebuie să ne strângem și să, pentru că sâmbătă avem următorul meci, nu avem timp să prea mult. În seara asta probabil că o să ne gândim la acest joc, dar de mâine trebuie să pregătim următorul joc. Ne pare foarte rău. Ne cerem scuze fanilor pentru că nu ne cade bine, știu că nici lor nu le cade bine. Dar ăsta este fotbalul și trebuie să creadă în continuare noi, pentru că avem un grup foarte bun. Și da, sâmbătă următorul meci, vedem ce putem scoate la Târgoviște. Tu cum te simți? Încă ești, putem spune, deși te știm de mult, ești încă la început de carieră. Ai revenit în Liga 1. Ce obiective personale ai? Ce obiective ai cu echipa? În primul rând cu echipa, pentru că asta mă interesează mai mult. Mă interesează să fim în play-off. Totul depinde doar de noi, avem șanse reale la acest lucru. Acum a ieșit cupa, din păcate, dar putem să ne focusăm mai mult pe play-off. Trebuie să avem în minte acest lucru și să tragem la play-off. Personal îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, să strâng cât mai multe goluri, să ajut echipa și să prind campionatul european, pentru că pentru mine este un target foarte, foarte important, să spun așa, cele mai importante sunt cu echipa. E totuși important golul ăsta pe care l-ai marcat pe final. Ultima dată știu că prin prima jumătate a lui 2020 ai reușit. Da, ultimul gol tot în cupă l-am dat, da. Din ce mi-aduc aminte, dar e bine într-un fel, pentru că am reușit să sparg gheața, să spun așa, anul ăsta, încă de foarte repede, dar nu mă încălzește cu nimic pentru că echipa a pierdut. Am avut destule ocazii, dar trebuie doar să muncim mai mult, să muncesc mai mult personal, pentru că doar așa pot ajuta și echipa și pe mine asta mă interesează cel mai mult. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și o seară bună!